George. Da. Cornel a făcut ultimul, Florin e botezat în Spania. Toți sunt botezat acolo. Ce de iene. Nu, nu, da. Și au avut un pinit, deci a plecat cu un neîmplinit. Că ăsta încă nu s-a botezat. Da. Am făcut acasă, dar vei la duc, dar am uitat să lăsa. Am scris acolo, dacă e bun, cum am scris. Am scris cum s-a născut, din ce familie, formă, cum ne-am căutat, ne-am, da. La aia acasă? Da. La DGG. Da. Acolo, alea de jos. Acolo. Yeah.
Vecina dumneavoastră și pentru că suntem oameni limitați în toate privințele,
avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, avem nevoie ca Domnul Dumnezeu să ne sprijinească cu Harul Său, să ne dea lumină din Cuvânt și să ne călăuzească cu Duhul Său cel Sfânt. Pentru aceasta vă invit să ne plecăm capetele și îl însoțim în Duh la rugăciune pe fratele Nicolae Negoi, care va mijloci înaintea Domnului, pentru ca Domnul să-și reverse îndurările sale peste noi și în seara aceasta. Părinte Ceresc, în numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt, cerem îndurare peste noi. Amin. Cerem îndurare peste cei întristați. Cerem îndurare peste fratele Gigi, care a rămas văduv. Cerem îndurare peste copiii lui, peste ginerii lui, peste nurorile lui, peste nepoți și nepoate. Cer îndurarea ta peste Biserica Philadelphia din această seară. Te rugăm frumos să ai milă de noi, să lași pe Duhul tău cel Sfânt să-i aducă mângâiere, să aducă mângâiere familiei îndurerate, să aducă mângâiere bisericii, Doamne, să aducă mângâiere prietenilor. Duhul tău cel Sfânt știe cum să mângâie, știe cum să aducă vindecare în sufletul nostru. Te rugăm frumos, lasă tu, îngerii, în jurul nostru să tăvărască, să ne bucurăm, Doamne, de prezența ta. Și cuvântul tău cel Sfânt să lucreze spre binele nostru, spre bucuria noastră, spre mângâierea, Doamne, familiei și spre mântuirea celor ce ascultă și încă nu-ți mântuiți. Binecuvântează cântarea de laudă, binecuvântează slujbele care se vor face în casa Domnului și toate să se facă spre slava numele Tău. Numele Tău fie înălțat și binecuvântat. Cerem numele Tău peste noi și peste sufletele noastre. Amin. Dacă umbli în lumina pe cale de lucrezi fără încetare, vei vedea pe mirele în glorie când voi păși în veșnicie. Dacă umbli în lumină pe cale, te lucrezi fără încetare, vei vedea pe mirele în glorie când voi păși în veșnicie. De adăpost din neam în neam. Înainte ca să se fi născut munții și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie Tu ești Dumnezeu. Tu întorci pe oameni în țărână și zici, întoarceți-vă fiii oamenilor.
Căci înaintea ta o mie de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca o strajă din noapte. Îi mături ca un vis. Dimineața sunt ca iarba care încolțește iarăși. Înflorește dimineața și crește. Iar seara este tăiată și se usucă. Noi suntem mistuiți de mânia ta și îngroziți de urgia ta. Tu pui înaintea ta nelegiuirile noastre și scoți la lumina feței tale păcatele noastre cele ascunse. Toate zilele noastre pierd de urgia ta. Vedem cum ni se duc ani ca un sunet. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucru cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, că-și trece iute și noi zburăm. Dar cine ia seama la tăria mâniei tale și la urgia ta așa cum se cuvine să se teamă de tine? Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleagă. Amin. Vă invit respectos să vă reașezați pe locurile. Frați și surori, îndurerată familie, doamnelor și domnilor. Este, așa cum s-a mai spus aici, un moment apăsător, și este destul de greu să îți stăpânești emoțiile, să te concentrezi, să fii coerent. Pentru că am petrecut mulți ani împreună, ani frumoși. Între oameni mai apar și mici diferențe de vedere și poate divergențe și, eu știu, în unele situații, chiar stări conflictuale. Dar vreau să vă spun că niciodată în cei peste 40 de ani de când am cunoscut-o pe sora Mariana, n-am avut nici cel mai mic incident verbal, măcar o vorbă. Să fie rostită mai tare din partea dumneaei sau vreo nemulțumire manifestată. Nu. A fost una din surorile model ale noastre, a Bisericii Pentecostale. Și sigur că nu ne întristăm ca ceilalți care n-au nădejde, spune Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 13, dar ne întristăm ca noi, ca pocăiți, așa, mai... Nu poți să râzi, nu poți să te bucuri râzând, veselindu-te. Deși știm că momentul acesta pentru noi e greu, pentru fratele Gigi, pentru cele două fete, cei cinci băieți, nurori, tineri, nepoți, pentru sora dânsei, pentru noi este greu, pentru ea nu mai e greu. A fost o trecere nemaipomenit de ușoară la cele veșnice. În câteva clipe, fără să zacă, fără dureri, fără spasme, fără convulsii. Eu cred că a închis ochii aici, în Piața Victoriei, și i-a deschis în veșnicie. Împlinind parcă ceea ce spunea psalmistul, scumpă este înaintea Domnului
moartea celor iubiți de El. În seara aceasta ați venit aici să faceți un gest frumos. Vă mulțumim tuturor. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Prezența dumneavoastră a tuturor este o încurajare pentru familie. Este o îmbărbătare, o înviere. Dar în același timp, noi toți care am venit aici vom avea de câștigat. Pentru că ne va vorbi Dumnezeu ceva. Noi vom face o slujbă pentru cea adormită în Domnul. Noi vom face o slujbă pentru cei care suntem treși și putem lua aminte. Vom vorbi din Sfintele Scripturi despre nădejdea vieții veșnice. Vom vorbi despre ceea ce ne așteaptă pe noi atunci când vom părăsi pământul acesta, când vom pleca în veșnicie. Pentru că veșnicia are două locuri. În glorie, în părtășie cu îngerii, sau în iad, în părtășie cu demonii și îngerii lui. Atât aș dori ca toți cei ce suntem prezenți aici și alții, toți cunoscuții noștri și chiar dușmanii noștri, să aibă parte de moștenirea cu Sfinții Lumina, de viața veșnică în Împărăția lui Dumnezeu, acolo unde s-a dus Domnul Iisus să ne pregătească loc. Amin. Vom cânta dintr-o cântare, cântări de mângâiere pentru noi, dar în același timp cântări de laudă pentru slavă lui Dumnezeu. Apoi, sora Alina Todeciu va cânta și ea. În urmă, o să-l invit aici pe fratele Mătea Mitel, presbiter în Biserica Pentecostală numărul 1. Majoritatea dintre noi, cei de aici, de la Philadelphia, am fost membri în Biserica Veche, în Biserica numărul 1, iar frații de acolo țin o legătură cu noi, n-avem nimic de împărțit, raiul ne încape pe toți. Nu avem niciun fel de resentimente unii față de alții, ci numai dragoste. Și de aceea aș dori ca prin fratele Mitel, care vine din partea Bisericii numărul 1, să ascultăm ceea ce Domnul îi pune pe inimă din cuvântul Scripturilor. Am citit textul acesta biblic, dar nu este limitativ. Frații vor putea să vorbească de unde sunt îndemnați din Sfintele Scripturi, pentru că e scris în Biblie. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Ca să dea învățătură, să mustre, să îndemne, pentru ca omul Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare. Dincol de zare, o dimineață mai glorioasă fără apus. Sfârșită-i truda și o altă viață am pe vecie cu al meu Iisus. Oh,
Vezi că vine încercarea
Și te apasă îngrijorarea când norii negri se ridică. Tu nu cădea, nu-ți fie frică, căci Domnul e de partea ta. De mână El te va lua, orice necazuri vor veni, doar cu Iisus vei birui, căci Domnul e de partea ta. Doar cu Iisus vei birui. Când valuri bat în barca vieții și ești pe mare în toiul nopții, când țărmul e de neajuns, nu te nu frica, nu fi răpus, căci Domnul e de partea ta, de mână El te va lua. Orice necazuri vor veni, doar cu Iisus vei birui, căci Domnul e de partea ta. Și n-o să ai nicio scăpare, când vezi că greu-i tot mai greu, privește doar la Dumnezeu, căci Domnul e de partea ta. Cu familia fratelui Ciocan și în asemenea împrejurări avem Scriptura, care este singurul sprijin veșnic. Este singura autoritate indestructibilă, infailibilă, care nu se schimbă și care are încă putere de a mângâia inimile care trec prin grele încercări. Niciodată acest cuvânt al lui Dumnezeu nu a rămas fără putere. Și avem în Sfânta Scriptură, când Pavel îi spune lui Timotei despre marea putere a Evangheliei, unde îi comunică un mesaj extraordinar, cum Domnul Iisus Hristos, prin moartea Lui, a nimicit moartea ca să aducă la lumină viața și neputrezirea prin această Evanghelie. Slăvit să fie Domnul! Există forța lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, pentru noi, și în asemenea împrejurări, este acest cuvânt al lui Dumnezeu pe care Domnul Iisus Hristos, când l-a deschis în sinagoga din Nazaret și a vestit un an de îndurare a lui Dumnezeu și de atunci încoace, se tot vestește cuvântul lui Dumnezeu
Această Evanghelie care tămăduiește, care vindecă, care este predicată celor care doresc să fie mântuiți și care aduce puterea de eliberare de sub jugul robiei întunericului, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că prin această Evanghelie, prin moartea lui Domnul Iisus Hristos, a nimicit pe cel care are puterea morții, pe diavolul, și a reușit să izbăvească pe cei care trăiau sub acea teroare și frica morții, dându-le o nădejde în Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. De aceea și în dreptul sorei Mariana putem spune ceea ce spunea odată un om care își dorea și o exclamat în Cartea Numerilor: o, de-aș avea parte de moartea celor neprihăniți și sfârșitul meu să fie ca a lor. Este mare lucru. Vreau să mă alătur celor de la care am auzit așa cuvinte frumoase și care, știind-o pe sora Mariana de când m-am întors la Domnul, lucrând și în subteranele de la Mina Dârja cu fratele Gheorghe Ciocan, din colegi de muncă acolo, sora noastră Mariana, pentru mine în ultimile momente au fost cuvinte de încurajare și de mângâiere și îmbărbătare, când chiar și frații de la Buzău și sora dânsii împreună cu soțul care este aici mi-au spus că au aflat de situația mea de la sora Mariana și dânsii s-au mobilizat la rugăciune alături de faptul că și dumneavoastră v-ați rugat. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am simțit că sora o simțit și o consimțit cu mine împreună cu biserica și vreau să vă încurajez să vă rugați și să ne rugăm Domnului pentru cei care pentru anumite perioade de timp trec prin anumite încercări, căci Dumnezeu este Cel care dă izbăvire, dă biruință, slăvit să fie Domnul. Și cuvântul Scripturii din seara aceasta care s-a citit sunt cuvintele omului lui Dumnezeu Moise. Acest om despre care spune Scriptura că a fost cel mai blând om de pe fața pământului. Această calitate, această blândețe o însoțit-o pe sora Mariana. Și aș vrea, și cred că în memoria noastră rămâne ca o mamă adevărată care s-a dus la Domnul, o mamă din Israel, care biserica o să simtă lipsă și Dumnezeu să binecuvinteze surorile, să fie adevărate mame pentru biserica lui Hristos. Slăvit să fie Domnul! Cuvântul Domnului ne arată cum omul acesta lui Dumnezeu a reușit, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, să-L prezinte pe Dumnezeu, în primul rând, ca un Dumnezeu personal. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost. Aș vrea să te întreb în seara aceasta dacă Dumnezeu este și locul tău de adăpost. Dacă Dumnezeu este Dumnezeul părinților, este și Dumnezeul tău. Aș vrea să te întreb dacă ai făcut din El locul tău de adăpost. Una e să spui Dumnezeul lui mama și a lui tata și alta este să spui Dumnezeul meu, locul meu de adăpost, stânca mea în care mă încred. Al lucru despre care spune Sfânta Scriptură este că Dumnezeu se descoperă ca un Dumnezeu epocal pentru fiecare generație. Dumnezeu este Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Din neam în neam, înainte ca să se fi născut munții și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea, Dumnezeu este un Dumnezeu al fiecărei generații. Slăvit să fie numele Domnului. În al treilea rând ne arată cuvântul Scripturii căci Dumnezeu este un Dumnezeu infinit, fără început și fără sfârșit. Sunt lucruri abstracte pe care mintea noastră, în dimensiunea pe care noi suntem așezați, putem pricepe așa de puțin, dar Biblia spune căci din veșnicie în veșnicie Tu ești Dumnezeu. Nu există alt Dumnezeu ca Dumnezeul nostru. El din veșnicie în veșnicie este Dumnezeu. Lucrurile acestea, frați și surori, scumpii mei, ne arată că este un moment
în viața oamenilor, când nimeni nu se poate împotrivi. Spune cuvântul Scripturii căci omul în cartea Eclesiastă nu este stăpân pe sfârșitul vieții lui precum peștele care ajunge în mreajă sau pasărea prinsă pe neașteptate în laț. Nimeni nu știe ceasul, nu știe ziua, locul, unde, în ce circunstanțe, oricât ar încerca și societățile de asigurări, dau multe asigurări și încurajări în sensul acesta că te poți pregăti, dar spune cuvântul lui Dumnezeu, factorul acesta, surpriză, neașteptat, este de competența lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! În codul nostru genetic, înainte de a ne naște, spune cuvântul lui Dumnezeu prin psalmistul David, când eram înainte de a fi un plot fără chip în pântecele Maicii mele, tu știai numărul zilelor și în cartea vieții erau scrise. Dumnezeu știe mai dinainte, noi spunem așa, am avut relații, am avut posibilități, am cunoscut, am fost sprijinit. S-a lungit firul vieții, puteam să sfârșesc atunci. Nu, înaintea lui Dumnezeu, toate lucrurile acestea luate în calcul. Acolo în codul genetic, acolo este trecut numărul zilelor noastre. Slăvit să fie numele Domnului. Pentru că atunci când Dumnezeu poruncește, spune așa, psalmistul, în rugăciunea aceasta spune, tu întorci pe oameni în țărână și zici, întoarceți-vă fiii oamenilor. Și oare cine se poate împotrivi la porunca stăpânului? Nimeni. Mulți au căutat să se împotrivească. Regi și regine își erau în stare să-și dea jumătate din avere. O avere întreagă. Pentru ca să mai trăiască încă un ceas. Dar nu s-a mai putut. Spune Sfânta Scriptură că și Dumnezeu când poruncește, Dumnezeu își duce în final planul Lui cu privire la fiecare. Lucrurile pe care ni le prezintă Scriptura și în Psalmul 90, pe lângă cele trei lucruri importante despre Dumnezeu, mai arată încă trei principii pe care Dumnezeu și le susține. Principiile sunt lucruri care nu se schimbă. Așa cum în fizică se lasă anumite lucruri care nu se schimbă, că așa le-a lăsat Dumnezeu și în dimensiunea spirituală, Dumnezeu nu se schimbă, este același. Slăvit să fie numele Lui. Și în primul rând, spune aici, căci înaintea ta, 1000 de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut. Ca o strajă din noapte, îi mături ca un vis. Dimineața sunt ca iarba care încolțește iarăși. Înflorește dimineața și crește, iar seara este tăiată și se usucă. Înaintea lui Dumnezeu avem de-a face cu lucruri care aparțin de competența lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care comprimă timpul. Timpul înaintea lui Dumnezeu față de modul nostru de a-L calcula. Dumnezeu are matematica Lui abstractă. Vorbim despre un an de îndurare a lui Dumnezeu care iată a trecut 2000 de ani de atunci și încă ține. Slăvit să fie numele Domnului. Vorbim despre 1000 de ani care înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu împarte timpul pentru om în spații de o zi. Biblia nu spune de ziua de mâine. Mâine este timpul poreclit care îi se spune cu care tu nu vei întâlni niciodată. Și spune Scriptura despre o zi. Înaintea ta, 1000 de ani, sunt ca ziua de ieri care a trecut. Ca o strajă din noapte. Dacă pentru Metusala, cel mai longeviv om, scris și spune despre el în Scriptură, 969 de ani, vârste longevive, milenare, de pe care ne-a spune Scriptura, oamenii au trăit în vechime. Înaintea lui Dumnezeu, au fost doar o zi. Viața noastră de 70, 80 de ani, înaintea lui Dumnezeu, sunt o zi.
Dacă 1000 de ani este o zi, ne arată cuvântul lui Dumnezeu cât de ușor trece timpul acesta, viața noastră, vis-a-vis de modul în care Dumnezeu lasă această zi în viața noastră. Un alt lucru pe care ne spune Scriptura, care face parte din principiile lui Dumnezeu, este că timpul pe care noi îl avem la dispoziție, timpul acesta, Dumnezeu îl contabilizează. Fiecare zi din viața noastră, Dumnezeu o măsoară, o studiază. Suntem sub reflectorul permanent al privirilor lui Dumnezeu. Ne arată Scriptura și spune omului Dumnezeu Moise, noi suntem mistuiți de mânia ta și îngroziți de urgia ta. Tu pui înaintea ta nelegiuirile noastre și scoți la lumina feței tale păcatele noastre, cele ascunse. Cât de important ca înaintea lui Dumnezeu să nu lăsăm să treacă ziua și să ne aducem aminte și să ne analizăm ziua care a trecut. Să ne apune soarele peste mânia noastră. Să ne mărturisim păcatele noastre. Să venim cu stările noastre înaintea lui Dumnezeu, să plângem înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care ne acordă iertare, ne acordă eliberare. Este important pentru că zilele noastre pierd. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, anii noștri se duc ca un sunet, așa de rapid trece viața noastră pe pământ, cu necazuri și durere, cu trudă și durere. Trece iute și noi zburăm. Un alt lucru și al treilea principiu pe care ne-l arată Sfânta Scriptură este faptul că Dumnezeu în același timp este Dumnezeul care aplică principiul compensării. Adică Moise, omul care a trăit acolo în Egipt și a văzut gemetele, durerile poporului evreu. Omul care a văzut ce înseamnă să trăiești sub robie, sub robia lui Faraon. Spune cuvântul lui Dumnezeu, căci s-a rugat lui Dumnezeu și a zis, înveselește-ne tot atâtea zile cât ne-ai smerit, tot atâția ani cât am văzut nenorocirea, să se arate robilor tăi lucrarea ta și slava ta fiilor lor. Moise, omului Dumnezeu, a înțeles cum să ceară de la Dumnezeu. A văzut atâta nenorocire, atâta durere și a cerut de la Dumnezeu, Doamne, Tu știi să compensezi lucrurile acestea, durerile noastre, necazurile noastre. Aș vrea să spun în seara aceasta căci Dumnezeu știe să răsplătească timpul tău de devoțiune, de citirea cuvântului Său. Timpul care ți l-ai dedicat să slujești lui Dumnezeu, să te pui la dispoziția Domnului, să vii în casa lui Dumnezeu, să slujești. Este timpul pe care și despre care Biblia spune cuvântul lui Dumnezeu, este timpul pe care ni-l acordă astăzi. Lui David, Dumnezeu, în epistola către evrei, spune căci Dumnezeu i-a comunicat lui David nu o zi cu numele mâine, ci astăzi este aceea zi. Și dacă am auzit aceste cuvinte ale Scripturii, este așa de important să luăm bine seama la făgăduința pe care Dumnezeu ne-a dat-o în Scripturi și niciunul dintre noi să nu se pomenească venit prea târziu. Zic ca Dumnezeu să binecuvinteze sufletele noastre și în asemenea momente când este așa durere, când pleacă o mamă dintr-o familie, când pleacă o soție, când pleacă o soră scumpă în Domnul. Dar știm un lucru, că Dumnezeu este Cel care știe să compenseze truda pe care sora noastră a avut-o pe pământul acesta și tot ce a făcut pentru Domnul, ea acum se odihnește înaintea lui Iisus Hristos și se bucură de răsplata lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Numele Domnului să fie binecuvântat! Amin! Bisericii,
va cânta o cântare pentru înviorarea și învierea inimilor noastre, slăvind în același timp pe Dumnezeu, care este totdeauna în controlul lucrurilor. Ori se pare că unele lucruri ne iau prin surprindere. Cineva spunea că iarna și moartea totdeauna ne iau prin surprindere. Am vrea să întârzie, să nu vin așa de repede. Dar vreau să vă spun, nimic nu se face fără voia și acordul lui Dumnezeu. Deci chiar plecarea aceasta dintre noi, acelei ce a fost soția dumneavoastră, mama, soacra, bunica sau sora noastră de credință. După ce corul va cânta în onoarea Domnului, o să rog pe sora de cor, a sorei Mariana, să spună visul pe care sora Mariana l-a transmis. Cred că cu câteva ceasuri înainte de a pleca din lumea aceasta la Tatăl. Apoi, fratele Ilie Dumitru va recita o poezie, după care fratele Gabi Andrica va cânta o cântare și invităm la vorbe frate Stoica Eugen, cu care dorim, într-un timp rezonabil de scurt, să împărtășim câteva gânduri pe care Domnul le-a pus pe ei.
Pacea Domnului Iisus, într-una din dimineți, să fie două, trei săptămâni. Ea m-a sunat foarte bucuroasă la telefon și mi-a zis, ce face Anițu? Ce să fac, Mariana? Zic, uite, m-am trezit și zice, te-am sunat să spun o bucurie și un vis. Dar ce vis ai visat? Am visat, Anișoară zice că eram într-un loc la cununie. Și zice, acolo, să nu mint înaintea lui Dumnezeu, ori a întâmpinat-o fratele Petrică, fratele Petre, ori niște surori mi-a spus și a zis, eram așa îmbrăcată de frumos, Anițu, și zice, ce face aici sora Mariana? Zice, mi-aștept mirele meu. Atât a fost, asta mi-a fost visul. Cer scuze, am crezut că doar acum, ultima duminică, a avut duminică noaptea, dar cu trei săptămâni în urmă, s-a pregătit să se întâlnească cu mirele ei. Frații mei, frumos, nu? Domnul să ne ajute să ne pregătim și noi. Scriptura Sfântă și rămâi pe gândul dus, parcă vezi prin ceața vremii cum pe Golgota Iisus înălța spre cer privirea tornic pironind văzduh, până pleoapele căzură peste ochii buni, iar Duhul, dezlegat, porni în grabă jos în închisoarea morții, în șeol să frângă în două pentru ai săi zăvorul morții. Și te înalți apoi cu gândul în Eden, și vezi în zare o cetate de lumină cu oștiri în sărbătoare. Vezi pe porțile înalte de cleștar dintr-o bucată, heruvim cu patru aripi și cu spadă înflăcărată, înălțându-se ca zorii peste floarea primăverii, când deodată din trompete dau un lung semnal străjerii. Da, departe, ca un fulger neîntrerupt, un convoi străbate largul bolților de dedesubt. Și curând de cântec falnic, cerul cerului umplându-l, iată-i cete după cete, ca noștiri, ținându-și rândul. Izbăvit de sub pedeapsă vine primul om, Adam. Apoi Eva, Set și Abel, Noe, Tera, Avraam. Moise ușurat de greul lespezilor din Horeb, Iosua-i stă la dreapta, iar la stânga e Caleb. Gedeon privind cetatea și oștirea fără număr și Samson lăsând să-i cadă pletele mai jos pe umăr. Dar în fruntea tuturora, ce luceafăr glorios umple cerul de lumină și de har victorios. E Iisus cu mâini întinse într-un gest de raze nins, cu aceeași duioșie cum pe cruce l-a întins. E Iisus purtând pe frunte diademe de lumini, cu acea simplitate cum purtase crengi de spini. Vai! Dar poarta cea înaltă dintr-un singur alt creștar, cum își va deschide oare uriașul stăvilar? Până în bolți un glas răzbate larg ca bubuitul slavei. Sus acum! Voi porți eterne! Iată împăratul slavei! Cine e împăratul slavei? Domnul tare și viteaz, care a biruit în luptă cel mai fioros grumaz. Și târziu, când paradisul s-a închis cu un vuiet lin, printre stele, către poartă, vine încet un biet străin. Ochii lui sunt plini de frică, păr în frunte, fața subtă, peste trupul plin de sânge, poartă o cămașă ruptă. Cine ești? Îl întreabă unul dintre îngerii străjeri, ce dorești? Îl mai întreabă iscodinți cu ochi seve. El răspunse încet străinul copleșit de un oftat, sunt un ticălos din lume. Nu știu să fi fost păcat să nu-l fi făcut în viață. Am ucis, am jefuit. De copil m-a prins o vrajbă de pahar și de cuțit.
Mă țineam ascuns în peșteri și pândeam pe cei bogați. Sângele curgea ca apa, apoi galbenii prădați mi luau toți cârciumare și femeile pierdute și cădeam în zori pe o vale între brusturi și cucute. La altar n-am adus jertfă nici o mierlă de când sunt. N-am știut de rugăciune, n-am avut nimic ca sfânt. O putere, un balaur îmi da brânz să beau, să prad. Vai, destul, vorbi străjer. Locul tău e acolo în iad. Și cu mâna lui întinsă-i arătă în jos sub cer, într-o gură de întuneric, flăcări vii într-un crater. Se uită îngrozit străinul, iar apoi încet șopti. Dar ascultă, osândit fiind la moartea cea mai grea, mai blestemată, țintuit pe lemnul crucii, am văzut, hulit de gloată, un profet murind alături, ba mai mult ca un profet. Nu era un om din lume, căci sub fruntea de nămet îi plutea în ochi o pace și o dumnezeire în grai. El mi-a zis, privindu-mi fața, azi vei fi cu mine rai. Și acum o întrebare, un cuvânt mai am de spus. Dacă tot ce văd de raiul nu-i pe aici acel Iisus? O, Iisus, e aici în slavă. Tot ce vezi îi aparține, dar de ce ți-acoperi fața hohotind sau plângi, străine? Rogu-te, o vorbă numai, nu știu cum să spun amarul. Dacă e Iisus aici, spune-i că a venit în harul. Vino, Domnul îi vorbește, îl privește luând în harul. Pașii înapoi se trag, e Iisus acest arhanghel cu veșminte sclipitoare. Părul nu-i al lui nici brâul, nici cămașa de nisoare, dar privirea blândă, ele și-a căzut grămadă. Vai, dar cine ridică? Ochii lui nu pot să creadă, Doamne, sunt murdar și zdremțe, sunt! Și-și frânse vorba în dinți, eu în haine de lumină, eu tâlharul printre sfinți. Și luându-l blând cu sine strălucitul voievod, lângă tron ducându-l zise, el mi-a fost întâiul rod. Și acum să știe oricine, unde a intrat tâlharul, nu-i pe lume om să creadă și să nu-l primească harul. Nu-i păcat pe care Domnul nu și-a pus făgăduința. Unul singur nu se iartă niciodată necredința. Amen. Să Iisus ne
străbate până la ea. Luptă-te să ajungi acolo unde n-or mai fi dureri, unde-l vom vedea pe Iisus să treci prin cimitir. Și fata a răspuns așa de simplu și mie nu mi-e teamă să umblu prin cimitir, să trec prin cimitir. Deoarece casa mea e dincolo de cimitir. Iubiți frate și surori, pentru credincioși autentici, pentru credinciosul adevărat, casa noastră și pentru acel credincios, casa lui, nu este și nu rămâne în cimitir. Casa adevăratului credincios, al unui fiu de Dumnezeu, că noi suntem fiii lui Dumnezeu, ne-a dat dreptul să ne facem fiii lui prin credință în jertfa Domnului Iisus, cum zice Ioan în Evanghelia lui, în primul capitol. Toți copiii lui Dumnezeu nu au casa în cimitir, nu acolo le rămâne să le fie casa lor veșnică. Casa noastră este dincolo de cimitir și aș putea să zic, arătând nu dincolo, ci dincolo. Slăvit să fie numele Domnului. Aș vrea să vă întreb, copii dragi, v-ați gândit ce mesaj, cred că v-ați programat și v-ați gândit cam ce mesaje, ce să-i spuneți mamei dacă ați fi ajuns și sora ar fi ajuns să trăiască până astăzi când împlinește sau ar fi împlinit vârsta de 65 de ani. Astăzi s-ar fi împlinit pentru sora Mărioară, pentru sora Mariana, rectific, dâns ar fi împlinit 65 de ani. Niciodată nu mi-am pus întrebarea aceasta. Nu știu dacă mi s-a întâmplat vreodată să ajung să particip la o mormântare, la mormântarea cuiva care împlinește sau ar fi împlinit o anumită vârstă tocmai în ziua de priveghi. M-am gândit înainte de a ajunge aici și gândul ăsta oarecum mi-a fost întărit și de cântarea fratelui Gabi, moartea nu ne înspăimântă. Apoi am fost întărit și de visul pe care sora Anica mi l-a spus, că era îmbrăcată cum sora Anica? Era îmbrăcat foarte frumos. M-am tot uitat aici la tabloul sore Mariana. Îmbrăcată așa de fain, cu flori în față, care dacă nu greșesc. Și în spatele dumneaei, o ușă. Așa e o ușă deschisă, așa? Nu greșesc. Ce simbolic și ce semnificativ este până și tabloul acesta. Îmbrăcată frumos, așteptată frumos de Domnul și o ușă care se deschide în cer pentru cel care este Mântuitul Domnului. Slăviți să fie numele Domnului. Mi-aduc aminte de un telefon, sâmbătă, fiind la o conferință pastorală cu frații slujitori din județul Hunedoara, la Deva. La plecarea noastră din Deva, nu am plecat chiar bine de acolo, eram toți în mașină, inclusiv cu fratele Gigi, soțul sore Mariana, și am vorbit la telefon. Alo, da. Nu știu ce o fi spus ora, o, zici, la noi, și la noi e foarte frumos, e soare, așa de cald, așa de frumos, zici. Mă gândesc că sora, o zis tot la fel că e și în Petroșani.
Este adevărat că în cerul, pe cerul vieții noastre uneori este soare, este așa de frumos, trece poate o zi, două, trei, vinori, dar aș vrea să știți și să ne ajute Domnul să fim convinși tot de lucrul acesta. Câte groși și de negri și de plumburii ar fi noi, soarele rămâne la locul lui. Și soarele nădejdii noastre este Domnul Iisus Hristos. Slăviți să fie numele Domnului. Iubiții mei, dragi frați și surori, cei care ați venit în seara, în serile acestea, probabil că și mâine veți veni la mormântare, m-am gândit că mulți dintre dumneavoastră n-ați fost niciodată la pocăiți la biserică. Probabil că n-ați fost niciodată la un serviciu de priveghi. De altfel, nici Biblia nu ne spune în ce fel să țină un serviciu funebru. Nu ne se spune cum să faci slujba de priveghi, cum să faci slujba de mormântare, nu ne spune cuvântul Domnului. Pentru că există context cultural, există context istoric, fel și fel. Un lucru este însă foarte important și probabil că ceea ce așa are o amprentă deosebită și este pus amprenta aceasta pe cei care încă nu sunt oarecum familiarizați cu credința aceasta în Dumnezeu și cu o trăire practică a vieții pe care Dumnezeu ne-o spune să o avem prin Biblie, unul din lucrurile cele mai importante care au așa impresie se pune este faptul că nu ne întristăm ca ceilalți care nu au nădejde. Sunt oameni când își pierd pe cineva drag, își smulg părul, dau cu capul de pereți, alții sunt în stare să-și taie venele, fel și fel. Dacă au un psihic labil, sunt în stare să facă lucruri grave. Și lucrul care impresionează cel mai mult la copii, Domnule, este această nădejde care trece dincolo, cum zicea fetița, dincolo de cimitir. Casa mea este dincolo. Și așa de important să avem această nădejde și încă o dată zic acum, eu repet, dacă am fi întrebat-o sau am întrebat-o și ar putea Dumnezeu să ne spună de acolo de unde este, Sfera Mariană, cu ce haine ai vrea să venim la priveghiu? În cele două seri, la dumneatare, la priveghiu? Și cum ai vrea să fim îmbrăcați la mormântare? Sunt deplin convins că ne-a spune să vă îmbrăcați cu ce aveți mai frumos. Pentru că eu aici sunt în cel mai frumos loc. Nu se face să vă îmbrăcați așa. Dar avem stările noastre și ne exprimăm și în felul acesta. Iubiți frați și surori, aseară am auzit și Claudiu ne spunea că niciodată nu a știut să n-a auzit pe cineva să fie jignit de Sora Mariană. Eu m-am gândit și în timp ce se predica, s-a rămas tot notat un alt acolo pe caietul meu. Și m-am gândit la un următor aspect. Pe lângă faptul că Dumnezeu nu a jignit pe nimeni niciodată, fapt sublinea și de fratele Traian, niciodată, eu cel puțin, nu știu când cineva i-a cerut ajutorul să zică nu. Niciodată. Eu nu știu să fi zis vreodată nu. Nu știu. Cred că acum în memoria copilului și a fratelui Gigi să se depene așa amintirile, dacă vreodată să fi zis nu. Poate că l-au zis copiii, mamă, dă-mi bani să mă duc, nu știu, la ceva nu, care nu era bun. Așa, nu știu. Dar în sensul bun al cuvântului, nu cred că a zis vreodată Dumnezeu nu. Așa lucruri frumoase s-au spus aseară, s-au spus și în seara aceasta, ne alăturăm și cred că dacă am sta aici mult, 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 n-am reușit să spunem totul ceea ce Dumnezeu a făcut și lucruri frumoase de care să ne ducem aminte cu bucurie. Și lucrul acesta voi îl veți face, iubite familie, frate Gigi, dragi copii, dar aș vrea să avem în vedere și următorul aspect. Vorbim de oameni care au lucrat frumos, care au avut o viață frumoasă. Dar aș vrea nu cumva să uităm, să vorbim de Cel care a făcut cele mai frumoase și cel mai important lucru pentru noi. Să nu cumva să uităm să vorbim despre Domnul Iisus Hristos, care ne face și ne-a făcut prin credința în jertfa Lui binecuvântată și mântuitoare. Ne face să nu fim oameni fără de nicio nădejde în fața celei mai teribile situații, în fața celui mai teribil tablou al morții. Ar fi nedrept și nici nu cred că s-ar putea face așa ceva, să nu vorbim despre Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, care ne-a deschis prin moartea și învierea Lui o altă perspectivă asupra morții. Și vrea prin harul Domnului, atât dacă Domnul ne rânduiește și avem posibilitatea. Însă înainte de asta aș vrea să vă spun despre sora că sunt câteva lucruri care chiar nu trebuie spuitate.
Și printre altele câte mi le-am notat la seara a fost și lucrul acesta. O mamă, de fiecare dată, când se duce la spital, la maternitate și naște, se află, de fapt, pe un altar de jertfă. Eu am predicat cu ceva în urmă despre asta și am zis să ne rugăm pentru cineva, era deja la spital, lumea se află deja pe altarul de jertfă. Și fratele Traian mi-a zis, băi, cum mai zis că acolo altar de jertfă, că acolo? Și până la urmă mi-a zis, zice, totuși ai dreptate, că acolo este sânge și pe altar e sânge. Acolo este aproape moarte și multe mame și-au dat viața, au murit când au născut. Și întotdeauna nașterea este o suferință alături cu moartea. Sora Mariana a avut din acest punct de vedere o jertfă înșeptită. Dumnezeu a vorbit cu ani în urmă fraților și fratelui Gigi și sora Mariana și dumnealor s-au căsătorit. Apoi le-a vorbit din punctul acesta de vedere de 7 ori. Și încet, 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 încet Dumnezeu a adăugat frumosului buchet din casa dânșilor câte un copil. Și așa se face că familia fratelui Gigi și a sorei Mariana a fost îmbogățit în mod foarte frumos cu 7 copii. 2 fete și 5 băieți. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu știu câți nepoți. 7 copii, 7 nepoți. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Dați-mi voi să vă spun, prin Harul Domnului, de fapt nu eu vorbesc. Și aș vrea să ne vorbească Domnul. Să vorbească puterea Duhului Sfânt fiecăruia dintre noi. Și să ne punem întrebări în modul cel mai serios și profund în fața acestui tablou, fiecare dintre noi. Când am auzit și m-a sunat un frate că a murit sora Mariana, am fost atât de marcat încât, și adevărul este, nu găsești cuvinte să te poți exterioriza, să spui ceva când auzi astfel de lucruri. Dar unul din cele mai importante gânduri care mi-a venit, știți care a fost? Și aș vrea să-l trăim toți. Cât de repede ne putem întâlni cu Dumnezeul nostru. În Biblie zice, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău, îi zice lui Israel. Dar eu după ce m-am gândit de atâtea ori, oamenii fără să știe zic lucrul acesta, că de fapt să știți, fiecare om după moarte se va întâlni cu Dumnezeul lui. Credinciosul se va întâlni cu Dumnezeul lui. Cel care a trăit o viață de păcat și nu vrea să se întoarcă la Domnul, se va întâlni de asemenea cu Dumnezeul lui. Dar haideți să vedem de ce Domnul Iisus face ca în fața morții să avem o altă perspectivă. Și dați-mi voie, frați și surori, iubiți prieteni, să vă spun că Domnul așa ne binecuvintează încât moartea pentru noi devine un prieten. Poate o să zică cineva, eu am foarte mult sau puțin, vă sfătuiesc să nu aveți mulți prieteni, că e periculos. Să aveți cât de puțin, dar bun, adevărați prieteni. Oricum, nu știu câți dintre noi ne-am gândit vreodată să ne facem din moarte un prieten. Un prieten adevărat îți vrea bine, adevărat? Un prieten adevărat îți vrea bine. Și vreau să vă spun că nimeni și nimic, decât așa de mult ca moartea, nu ne face bine. Nimeni și nimic nu ne face așa bine ca moartea. Și în primul rând vreau să vă spun că moartea ne trimite la Dumnezeu. Dacă suntem credincioși, moartea ne trimite la Dumnezeu. V-ați gândit la lucrul ăsta vreodată? Moartea ne trimite la Dumnezeu. Iubiții mei, frate, vedeți dumneavoastră, sunt oameni care se duc și, vedeți, pe magazine, se duc la librării și își caută ghid turistic, hartă turistică, se duc în Elveția sau se duc pe unde, cine știe, pe unde în călătorie, în concediu. Își iau ceva dicționar să învețe și limba țării respectiv de unde se duc. Se pregătesc pentru 2 săptămâni, sau 3, hai să zic, o lună să fie. Deci la o lună e mult, pe cine poate permite un concediu de lună. Bani puși deoparte, un an de zile să tragi, bilete cumpărate, bagaje multe făcute, pentru o lună sau 2-3 săptămâni. Atât se pregătesc oamenii. Un an întreg vorbesc de concediu care o să-l facă. Trebuie să-i mai din timp bilet, să nu fie scurt și toate astea alte. Câți însă dintre noi, iubiții mei, ascultă? Se pregătesc în mod foarte serios și în modul cel mai serios de plecarea în marea călătorie care începe odată cu moartea. Fiindcă viața noastră, de fapt, nu este asta de aici. Ceea ce se întâmplă de la naștere și până la trecerea din această viață nu este viață. Nu de multe ori zicem noi la un moment de adevăr cu noi înșine. Asta nu e viață. Ați zis o dată așa ceva? Am zis, sigur că am zis.
Păi automat, dacă zici asta nu-i viață, înseamnă că în subconștientul nostru a pus Dumnezeu, cum zice cuvântul lui Dumnezeu, gândul veșnicie. Înseamnă că dacă asta nu este viață, mai există cel puțin una cu care să ne, cu care să o comparăm. Și mai există doar o singură viață. Fraților și dragi prieteni, mai lui Dumnezeu, aș vrea să vă spun că moartea este una dintre cele mai minunate posesiuni ale creștinului. Fii bun, pune-te rog, 1 Corinteni 3, capitolul 30. 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 21-23. Zice acolo Pavel: nimeni să nu se fălească dar cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre. Și acum să vedeți care lucruri sunt ale noastre. Te rog, nu vă făliți, căci toate lucrurile sunt ale noastre. Fie Pavel, fie Apollo, fie Chifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare, ce zice mai departe? Ziceți, toate sunt ale noastre. Păi și moartea este a noastră. Și auziți, și voi sunteți al lui Hristos și Hristos este al lui Dumnezeu. Auziți ce avem noi? Una dintre cele mai frumoase posesiuni este moartea. Auziți? Toate sunt ale noastre. Și moartea, și viața noastră câte vreme trăi, și apoi vine moartea și este tot a noastră. Ea noastră, frate-sor. Pentru că ea ne duce dincolo. E așa de important lucrul acesta. Și atunci nu mai ne raportăm la acest aspect al morții cu durerea aceea grozavă a omului care nu mai are nădejde după moarte. Asta e foarte important. Vedeți dumneavoastră în perioada persecuțiilor din secolele primare, dar ce să zicem de persecuțiile de acum, unde mor zilnic cu zecile de mii? Credeau cei care persecutau pe creștini din vremea aceea și din vremea aceasta că le pot lua tot. Că le ia avir, că le ia posesiuni, că le ia fel și fel. Dar vreau să vă spun, era așa de bucuroși. În timpul persecuției, păgânii credeau că le iau hrana, le iau putere, le iau tot la cei care s-au întors la Domnul. Dar nu știau un lucru cei care persecutau pe copiii Domnului, și anume, nu le puteau lua creștinilor darul morții. Pentru că moartea când vine, frați și surori, ne ia sănătatea asta șubredă cu care trăim pe pământ și ne trimite într-un loc unde nu mai există boală. Slăviți să fie Domnul! Vin cei care au persecutat în vremurile acelea și au răpit averele la atâția oameni. Și au venit cu moartea. Și au despărțit pe oameni de posesiunile lor care sunt așa cum sunt, trecătoare. Azi la mine nu mai. Și moartea, prin moarte, a ajuns credinciosul, pierzându-și averele astea de pe pământ, să ajungă la averea veșnică din cer. Loc în care voții nu le fură, rugina nu mai există. Unde e mai bine? Aici sau acolo? Sigur. Aș vrea să vă spun că moartea este simbolizată în Biblie ca o plecare. Spune cuvântul Domnului Luca în capitolul 9, așa de frumos, capitolul 9, versetul 31. Care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Iubiților, acolo, în limba engleză, traducerea este plecare. Sfârșit, plecare, ieșire. Ca un fel de exod. Și zice că acolo pe munte, spune cuvântul Domnului, pe muntele schimbării la față, au venit împreună cu el acolo printre și Moise. Și ei au vorbit despre sfârșitul care avea să-l aibă Domnul Iisus. Lasă-te, rog frumos. Pe care avea să-l aibă plecarea. Plecarea Domnului din lumea aceasta. E așa de important să știm că moartea pentru noi este o plecare. Nu este un sfârșit. Oamenii zic că totul se gata la mormânt. Pentru mulți ar fi benefic și ar fi bine. Am zis de atâtea ori, pentru Mussolini, pentru Hitler, pentru Stalin. Dar de ce să zicem de ei, să nu zicem de noi? Că păcătoși au fost toți, numai cine s-a întors la Domnul este iertat. La moarte, la mormânt, și-ar dori mult să se termine totul la mormânt. Mulți ar dori asta. Numai că ar fi cea mai mare nedreptate din univers. Pentru creștini adevărați, moartea este o plecare. Este un exod. Scrind cuvântul Domnului, a doua carte din Biblie, se numește Exodul. Din țara robiei a scos Domnul cu mână puternică și braț întins cu ajutorul unui om pregătit de Dumnezeu Moise. I-a scos din țara Egiptului, au trecut prin Marea Roșie, Canaan. Și-au ajuns în Canaan. Domnul Iisus. Să reținem aspectul acesta care ne dă bucurie în fața celor mai profunde stări de tristețe și... Cum e cazul acesta?
Dar când înțelegem că moartea pentru copilul lui Dumnezeu este un exod, o ieșire din viața aceasta dificilă, prin jertfa Domnului, Domnul Iisus a trecut prin marea lui roșie. Și a dat sângele pentru noi. Și mai apoi, așa cum poporul nu a trebuit nimic să facă decât să-L urmeze pe Moise și a ajuns în Canaan. Așa nu trebuie să facă nimic Biserica Domnului decât să-și urmeze înaintașul pe Domnul Iisus, care a murit și a înviat, s-a dus într-un loc unde ne-a pregătit și pentru noi un loc, să fim cu El. Atât trebuie să-L urmăm pe Domnul. Moartea este o plecare. Eu mă rog din toată inima. Pentru toți cei prezenți. Când va veni solul acesta, zic eu oarecum, prietenul acesta, când va veni moarte, să ne ajute Domnul să fim gata de plecare și să-L urmăm pe Domnul Iisus care ne-a pregătit locul acela binecuvântat. Amin. Apoi moartea este, zice cuvântul Domnului în Luca, în capitolul 8, versetul 52, 8:52, zice cuvântul Domnului așa. Tot plângeau și oboceau. Era o fetiță care a murit. Iisus a intrat și a zis, nu plângeți. Fetița n-a murit, ci auzi. Adică moartea nu mai este moarte. Este un somn, este o adormire. Fetița doarme. Iubiți frați și surori, iubiți ascultători. Probabil că niciodată nu v-a fost dat să vă vorbească Domnul în felul acesta. Și aș vrea să vă spun că eu am fost pătruns de ceea ce Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul Lui. Noi nu murim, frați și surori. Copilul lui Dumnezeu nu mor, de fapt, și nici păcătoșii nu mor, ci trec din această existență în viața de dincolo. Ori cu diavolul în ea, dacă nu te pocăiești de toate păcatele, ori dacă ne pocăim, Domnul să ne ajute la aceasta, cu Domnul Iisus în cer. Asta este cele două destinații. Moartea este ca un somn. Acum o să zică cineva, a, ce bine, atunci eu mor, adică ador, și mă hodinez, și dorm până vine vierea. Nu e adevărat. Nu este adevărat. Fiindcă aș vrea să vă spun, Moise a fost înmormântat de Dumnezeu. N-a avut priveghi, n-a avut slujbă, dar a fost înmormântat de Dumnezeu direct. Și el n-a adormit. În sensul acesta de a fi inconștient și de a nu a mai avea nicio activitate. Spune că pe muntele schimbării la față, printre cei care au venit, a fost și Moise. Înseamnă că după moarte, sufletul omului este conștient, el este pe deplin conștient de tot ceea ce se întâmplă și are activitate. Ce binecuvântată stare de somn activ. Moartea este întâi o plecare, apoi este așa un binecuvântat somn. Iubiții mei, așa mă rog Domnului să ne ajute să fim cum Domnul vrea. Că atunci când vom adormi, să ne ducă Domnul în locul acela de așteptare. Până când va veni învierea tuturor. Amin. Apoi moartea este ca un cort, gata să cadă. 2 Corinteni 5:1, fii bun dacă poți să pui. 2 Corinteni 5:1, zice cuvântul Domnului acolo, moartea este ca un cort, gata să cadă. Și sunt mulți oameni care locuiesc în corturi. Vin ploi, vin zăpezi, vin vânturi puternice și azi e un pic mai stricat, păi mâine mai stricat dincolo, scârțe din toate încheieturile, le-a vântul cortul ăsta. Și la un moment dat, cel care locuiește în cort își dă seama că el trebuie într-o zi să se mute din cort, că nu mai face față intemperiilor și trebuie să se mute într-o casă de sine stătătoare. Frați și surori, cortul ăsta, trupul ăsta care este purtător de viață sfântă pe care a pus-o Dumnezeu în noi, zi de zi se degradează. Uitați-vă, vă rog, în pozele de acum 20 de ani, de acum 30 de ani. Cum arăta? Dar încet, încet, cortul se distruge. Corpul ăsta se distruge. Până la un moment dat când zice Dumnezeu, nu mai pot să las în el Duhul de viață, ci trebuie să-l mut din cortul ăla, să-l duc în casă, ce casă, zicem între primele, în Palatul Ceresc, slăvit să fie numele Domnului. Iubiții mei, cortul este simbolul perenității noastre, al trecerii noastre, al călătoriei noastre pe pământ. Asta înseamnă cortul. Asta înseamnă cortul. Dacă privim moartea în felul acesta ca un corp care gata stă să cadă, aș vrea să vă spun că moartea de asemenea ne mută din cer, de pe pământ în cer. Și ne schimbă adresa de pe pământ. Strada, cât a fost? 1 decembrie, blocul 57, apartament 34. Etajul 1. Când vine moartea, când vine adormirea, când vine plecarea asta, ne se schimbă adresa.
din cer, de pe pământ și primim o nouă adresă în cer. Slăviți să fie numele Domnului. Așa de important este să știm că moartea este de asemenea și căderea unui corp. Trupul nostru se duce și suntem îmbrăcați cu nemurire. Și ajungem acolo acasă la Domnul. Slăviți să fie numele Domnului. Apoi, moartea este comparată și cu o corabie gata de plecare. Pune-te, rog, 2 Timotei 4 cu 6. Moartea este comparată și o putem înțelege ca și o ridicare unei ancore. Ca o corabie care se duce. Zice acolo Pavel, eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură, adică să mor, și clipa plecării mele este aproape. Cei care ați călătorit cu vaporul, sunt sigur că ați observat, vaporul nu poate pleca atâta vreme cât parâmele alea. Și ancorele sunt prinse încă de țări. În momentul în care capitanul dă ordin, încet, încet, tambuchii aceia, strâng încet, 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 ancora, parâmele, acele funii groase se dezleagă de țări și încet, 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 comandantul conduce nava și o scoate afară. De acolo, din port, și o duce până la destinație. Iubiții mei, mă rog din toată inima să ne ajute Domnul că atunci când va fi vremea plecării, când va fi vremea să ridicăm ancora de pe pământ și acel moment va fi doar la comanda capitanului, adică Domnului Iisus, noi să fim gata, slăviți să fie numele Domnului. Și apoi, în ultimul rând, moartea o putem compara cu o casă. Te rog, mai pune o dată 14, 2 și 3. Adică Ioan 14, 2 și 3. Zice acolo, eu sunt gata să plec, dar te rog, pune acum Ioan 14, capitolul, versetul 2 și 3. Până puneți, așa. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu El. Slăvit să fie numele Domnului. Așa de important să locuim în aceeași casă cu Domnul. Moartea, o casă veșnică. Zice că odată o fetiță a fost întrebată ce a învățat la școala dominicală. Și a zis ea, am învățat despre Enoch. Și ce ai înțeles tu? Enoch a fost unul din oamenii care n-au văzut moartea, a fost răpit direct de Dumnezeu în cer. Și a zis fetița, ce ai înțeles? A fost întrebată. Păi zice, am înțeles că Domnul Dumnezeu a plecat la plimbare cu Enoch și a tot autoplimbat, s-a tot plimbat, s-a făcut deja târziu și Domnul a zis lui Enoch, auzi Enoch, este deja târziu. Suntem mai aproape de casa mea decât a ta, de jos de pe pământ. Uite, te invit să rămâi la mine. Și Enoch a rămas cu Domnul. Moartea este ajungerea noastră acasă. Și frații mei, să știți dumneavoastră că omul lui Dumnezeu trăiește ceea ce scrie în Psalmul 23. Chiar dacă ar fi să trec prin Valea Umbrei Morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Slăviți să fie numele Domnului. Fraților, moartea este carul lui Dumnezeu, trimis să ne ducă acasă. Și acum la încheiere, aș vrea să vă aduceți aminte, copii dragi, de una din cântările pe care cred că le-ați cântat des și care cred că acum are o altă și un alt ecou cântându-l împreună, dar cântându-l cu toată adunarea, dar în mod deosebit cu voi. Și mama ne chema pe toți în casă, iar noi copii afară ne jucam, ne amintim de vocea ei duioasă din vremea aceea când copii eram. Și mama ne chema pe toți în casă, iar noi copii afară ne jucam. Ne amintim de vocea ei duioasă, din vremea aceea când copii eram. Iată că seara a sosit.
Vremea aceea a trecut și iată, doar amintirea mai rămas de atunci, a mamei noastre atât de calde șoapte, și-a ei atât de severe porunci. Ceva ce m-a marcat în ziua de luni, imediat după ce am aflat vestea trecerii la cele veșnice a sorei Mariana, eram pe lângă blocul dânșilor și doamna Ani, Ilia, nu știu dacă pronunț bine numele lor, Ilia sau Ilia, așa, a venit la mine și mi-a spus, Domnul Titi, e adevărat că a plecat doamna Mariana? Am spus, da, sunt cu fratele Gigi la telefon. Și doamna a început să plângă și a zis, nu ne întâlneam odată cu dânsa să nu ne spună, doamna mea, nu păcați-vă cu Domnul, că nu știm clipa plecării, că nu știm ziua nici ceas. Și plângea doamna, așa este doamna. Și plângea și spunea, asta era grija ei, să se împace cu Domnul și să spună și altora, împăcați-vă cu Domnul. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru că și cu acest prilej Domnul s-a folosit de uneltele sale, de vasele sale și ne-a transmis acest mesaj. Să ne împăcăm cu Dumnezeu. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 20, citim, noi, dar, suntem trimiși al lui Dumnezeu, puterniciți. Și ca și cum Dumnezeu v-ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Fie mesajul acesta, din partea Domnului, transmis prin noi uneltele sale, nevrednice, pentru mântuirea tuturor. Amin. Avem două cântări și apoi o să rog pe fratele Dan să vină dânsul să facă încheierea
să spună un cuvânt de salut. Pentru că, oricum, în jurul orei 8 vrem să terminăm. Ascultăm un grup care cântă Am încerc minu, după care sora Ica va cânta și ea, pe fratele Dane va face încheierea. Remarc în mod deosebit prezența vecinilor de la bloc. Gestul dumneavoastră este frumos. Un gest de adâncă solidaritate umană și este un gest de elevată conștiință civică. Dumnezeu să vă răsplătească tuturor gestul frumos. Cu viață veșnică, cu sănătate în trup că trăim pe pământ, dar în mod deosebit, cu viață veșnică în Împărăția Sa. Amin. Locul pe care l-am visat.
Și tot ce strângi cu lăcomie,
și n-ai să duci nimic, că tot ce strângi aici rămâne. Stimată familie Goliată, dragi frați și surori, ne uităm la ceas, timpul a trecut, nu o să încep o predică acum. Aș vrea doar să recitesc un singur verset din pasajul care a fost citit și să medităm la el. Cuvântul lui Dumnezeu spune, prin robul lui Dumnezeu Moise, învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Amin. De aceea Biblia spune, e mai bine într-o casă de jale decât într-o casă de petrecere. De ce? De ce e mai bine? Nu e logic. Oamenii se simt bine la petrecere, nu la casa de jale. Dar tot Biblia ne învață că aici ne dăm seama cât suntem de trecători. Astăzi suntem și mâine am plecat. Important este nu când plecăm, nu modalitatea prin care ne cheamă Dumnezeu de lumea aceasta, ci unde ne petrecem veșnicia. Aceasta este responsabilitatea fiecărui om, de a se gândi o viață întreagă. Unde își va petrece veșnicia? Poți să faci orice în lumea asta. Poți să ai o carieră reușită, o familie reușită. Poți să faci orice, să ajungi pe cele mai înalte podiumuri. Dacă n-ai știut să fii înțelept, să-ți pregătești locul și să știi unde mergi, dați-mi voie să vă spun că am trăit degeaba pe acest pământ. De aceea, luând seama la Cuvântul lui Dumnezeu din seara aceasta, care ne îndeamnă și așa cum robul Domnului Moise spunea, Doamne, învață-mă, învață-ne pe noi toți să ne numărăm bine zilele, să facă Domnul să ne numărăm bine zilele și să avem și să căpătăm o inimă înțeleaptă. Pentru asta mă rog, ca Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei prezenți, în mod special familia Îndoliată, care am un mare respect pentru fratele Gigi, pentru toată familia. Am avut pentru sora Mariana și doresc ca Dumnezeu să mângâie familia. Amin. Să binecuvinteze pe toți frații, surorile, pe vecinii, cei care au venit și sunt alături și au dat dovadă de compasiune pentru familia care trece prin această încercare. Dorim ca Dumnezeu să vă răsplătească la toți. Amin. Și El să vă binecuvinteze cu o inimă înțeleaptă. Amin. Amin. Cuvântul Domnului a răsunat cu ecouri vibrante și în seara aceasta. Dragostea lui Dumnezeu ne-a fost arătată prin Cuvântul Său. Și drept mulțumire vă invit să ne ridicăm pe picioare. Și împreună cu toții să rostim rugăciunea domnească, Tatăl nostru. Și apoi, când noi toți vom înceta să ne rugăm prin păstorul, coordonator al bisericii, să mulțumim lui Dumnezeu pentru har și călăuzirea de care ne-a făcut parte în seara zilei de astăzi. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea
și slava în veci. Amin. Tatăl nostru, care ești în cer, în numele Fiului Tău, Iisus, Mântuitorul nostru, ne îndreptăm din nou inimile și glasurile spre Tine și încă o dată Te rugăm din toată inima, ai în vedere familia aceasta care trece prin această încercare grea. Te rog, Doamne, să lași pe Duhul Sfânt să le mângâie inima. Te rog, Doamne Dumnezeule, să pui în continuare în viața lor nădejdea aceasta a revederii, a reîntâlnirii. Doamne Dumnezeule, de asemenea, Te rog, binecuvintează pe toți cei prezenți în seara aceasta aici, cu nădejdea aceasta că există o viață veșnică și să credem, Doamne, că în jertfa Fiului Tău, Iisus, putem să ajungem în împărăția Ta. Pentru aceasta pune în noi dorința aceasta de a ne întoarce la Tine, de a Te sluji pe Tine aici, pe pământul acesta, de a trăi o viață de sfințenie, de curăție, o viață de copii ai Tăi, Doamne, și astfel, atunci când va trebui să plecăm de pe pământul acesta, să avem nădejdea aceasta în inima noastră, că ne vom întâlni cu Tine și vom fi răsplătiți de Tine pentru viața frumoasă trăită aici pe pământul acesta. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul care a fost rostit în seara aceasta aici. Te rog din toată inima, fă să rodească în fiecare inimă și să aducă mântuire pentru fiecare suflet în parte. Te rog să rămâi cu noi peste întunericul nopții. Te rog, Doamne, să ai în vedere și ziua de mâine, să ai în vedere slujba care va fi aici, Doamne, cu ocazia înmormântării. Doamne Dumnezeule, Te rog să ai în vedere pe toți cei care vor participa la slujba aceasta. Doamne, pregătește-ne inimile, ajută-ne să fim cu inimă curată înaintea Ta, să venim cu sfințenie, cu curăție de inimă și să ne dăm seama că suntem trecători prin lumea aceasta și astfel, Tatăl nostru, în fiecare zi, trăind o viață frumoasă pe pământul acesta, să ne putem pregăti pentru ziua veșniciei. Prin harul Tău, prin dragostea Fiului Tău, Iisus, vom putea face lucrul acesta. De aceea îți mulțumim, ne încredințăm în brațul Tău puternic și îți mulțumim că rămâi cu noi. Fie numele Tău binecuvântat, de acum și în veci. Amin. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Părintelui nostru Ceresc Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie și să rămână cu noi toți. Amin. Păi vii respectos pentru foarte scurt timp. Să vă reașezați pe locurile dumneavoastră. Până aici, Domnul ne-a ajutat. Din toată inima mulțumim lui Dumnezeu, în numele Domnului Iisus, care ne-a sprijinit și în seara aceasta cu harul Său și ne-a călăuzit prin Duhul Său cel Sfânt. Dorim, acum când ne despărțim și ne întoarcem la casele noastre, Domnul să ne păzească pe drum, să ajungem cu bine la casele noastre, unde, de asemenea, să fie pace, să fie armonie, înțelegere, așa cum îi place lui Dumnezeu. Viața noastră are sens doar dacă ne raportăm la voia lui Dumnezeu. Dacă punem preț pe Biblie, Martin Luther spunea, Biblia nu este învechită, nu este nici modernă, ea este eternă. Iar altcineva spune aici, este cuvântul viu, imuabil, imbatabil, nimic nu-l poate contrazice. Pentru că se duce la îndeplinire din pricina lui Dumnezeu care veghează asupra lui. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți.
Și ziceți amin, că nu greșiți. Amin. Pentru că e tare bine când ne binecuvintează Dumnezeu. Vă mulțumim frumos. Ați fost alături de familie. E adevărat că poate nu realizăm. Dar vreau să vă spun ce ne-a spus o doamnă din orașul nostru, a cărei rudă a fost pocăită și noi am înmormântat-o. La capelă s-a ținut slujba și a spus: domnul pastor, de asta nu realizați. Ei sunt din lumea înaltă. Soțul a fost ministru adjunct, doamna profesoară de ultimul grad universitar și așa mai departe. De asta nu realizați. Probabil v-ați învățat cu slujbele dumneavoastră de mormântare. Le faceți poate așa, deja din obișnuință, dar pe noi ne-a frapat, a spus: doamnă, ce a fost deosebit? Domnule, cântările dumneavoastră ne-au uns inima. Cuvintele care care le-ați exprimat, ne-au dărâmat, a zis, în sensul bun, toate închistările din sufletul nostru. Am avut o părere rea despre pocăiți. Am crezut ce am crezut, domnule. Dar, a zis doamna aia, slab de minte este cine nu se pocăiește. Noi nu zicem așa ceva. Noi dorim din toată inima, pentru dumneavoastră, cum dorim și pentru noi, ca Dumnezeu să vă cinstească cu cel mai mare lucru. Pocăința, mântuirea sufletului și moștenirea cu Sfinții în lumină. Amin. Amin. Frate pastor, dacă mai ai ceva de anunțat, mâine la ora 2 slujba, începe slujba de mormântare, nu va fi așa de lungă ca și vechiul, dar sigur că vrem să ducem până la capăt lucrarea pe care am început-o cu ajutorul Domnului. Și e bine să fim alături de cei ce suferă, pentru că nu știm când ne vine rândul nou. Viața e ca o roată. Spițele când sunt sus, când sunt jos. Adunarea este liberă. Domnul să ne conducă în pace la ale noastre.